Ce faceți băieți? Eu sunt Cristi. Bine v-am găsit la un nou episod pe canal. Astăzi o să luăm tot starpest toată Toate reorderele de la StarPest, le luăm așa val vârtești pe toate. Țin să mulțumesc lui Daniel pe această cale pentru că nu sunt pe contul meu. Așa cum v-am zis, asta este echipa lui Daniel. Și arată destul de bine, nu știu, cred că ar putea fi improvizată în anumite puncte. Uh, spre exemplu, să nu dau seama, are 116 acest Brolin, nu dau seama că are 110 sau 116. Dar cu siguranță, spre exemplu, Frimpong ar putea fi upgradat. Uh, nu știu, poate campus, habar n-am ce să zic. Dar în orice caz, cred că și Socrates ar fi o soluție Biraghi. Sunt curios dacă vom putea să luăm un jucător de acest calibru care să-i aducă un plus benefic echipei. Așa că haideți să mergem aici la Starpes și vedeți că avem toate, toate rewardurile, Mă rog, unele le-a dat uh, el claim, dar erau reward mai puțin interesante, cu FIFA Points sau Skill Booster unele. Uh, acum, care este ideea? Uh, le vom lua pe rând, cred că. Nu o să dau collect all, pentru că, nu știu, cred că avem animație separată. Mi se, mi se pare că ar fi mai interesant să avem animație separat, așa că vom da claim la fiecare... Uh, jucător în parte, mai bine zis, pentru că unde gen, unde sunt coin strict sau anumite resurse nu o să le dăm acum, o să le dăm în final colectual măcar și cam asta va fi. Dați-vă acolo un like, vă zic de pe acum, abonați-vă dacă sunteți noi și știu că v-am promis că o să apară pe canalul mare astăzi un clip special cu pachetele Ultimate Team of the Season, dar nu am apucat să-l termin astăzi, este filmat clipul, dar încă nu este complet editat, așa că o să apară mâine și da, asta este din păcate, dar stați, stați Gianna, o să fie foarte mișto, deci chiar vă recomand să vă uitați la el. Haideți să începem băieții prima oară cu acest pachetel cu jucător direct de 110. Este jucătorul de la primul level, de la Star Pest, de la PES, de la Pestul, de la Star Pest. Nu știu, sună ciudat, <laughs> dar cred că așa vine. Hai să vedem băieți. Și avem animații din prima. V-am zis, dacă dădeam colector, nu aveam cred că atâtea animații, habar n-am cum ar fi. Leftinger, uh, Spaniol, este o iar zabal. Uh, interesant este că Oyarzabal a fost la un pest la un moment dat, dar nu mai știu la care, <gășa> așa că, da, mă rog, ăsta este Oyarzabal, până la 110, ia să vedem, 11 milioane de și valorează Oyarzabal, cred că era mai scump înainte, dar uh, cred, cred că e ok, nu știu, hai să continuăm cu acesta, unde văd acolo că e și un pachetel și coinși, nu știu exact ce înseamnă, dar uh, voi da claim și la acestea și ia să vedem, uh, ok, coins, 2 milioane de coinși, probabil era ori coins, aveai posibilitatea ori la coins, ori sau nu, ce contains, deci doar, deci doar coins erau aici. Deci asta nu o să le mai luăm de acum încolo, doar unde sunt jucători. Sau nu știu, hai să încercăm și la asta, dacă tot coins sunt. Da, tot coins, deci... Asta nu o să le mai luăm, o să luăm doar jucătorii. Bun, avem mai multe de 106-111 acum. Ha? V-am zis, le luăm pe rând. Hai să vedem. Și Team of the Season, Redmond. Mamă, mamă, m-a omorât. M-a omorât Redmond ăsta. Nu e bun deloc, deci <laughs> mergem mai departe. Nu s-a întâmplat nimica, nu s-a întâmplat nimica. Hai să vedem acesta, hai să vedem. Poate un 108, 109. Uh, nu chiar, dar e mai bine un pic. Este Steve Mandanda, fostul portar de la Olympic Marseille. Aș putea spune chiar portar legendar, cred că ar fi corect, nu știu, habar n-am. În fine, avem acum un 106-111, de fapt cred că e la fel ca și celelalte, da, deci nu ca și cum e ceva nou. Dar haideți să vedem ce ne va da acest pachetel și dacă o ținem așa, nu, nu o ținem, vreau să zic dacă o ținem așa ascendent, dar am revenit la 106, Blake de 106 de da, Philadelphia, foarte mișto cartea, dar... Nu este suficient din păcate, nu este suficient. Hai să vedem al patrulea pachetel. Sper să le pot memora, să vedem câte sunt până la final. Uh, parcă levelul lui sunt la 50 sau 60 ceva, nu știu sigur. Deci mai avem. cred că sunt abia pe la jumate, dacă nu greșesc. Ia să vedem și zarate 108. Îmi place că este foarte ieftin acest zarate. Nici măcar 2 milioane de coins nu valorează. Cred că pot să înțeleg pentru că este cartea de asta, nu știu cum îi zice, dar da, și este și Striker, sunt multe, multe soluții pe poziția de Striker, este carte Hall of Legends, așa, deci ăsta chiar luză, ăsta chiar luz, grav rău de tot, Ia asta dacă am zis bine cu level 50 și ceva, nu, am greșit, level 61, eram pe acolo, dar nu eram tocmai unde trebuie, în fine, hai să revenim aici la oile noastre, următorul pachetel, tot 106-111, până acum maximul a fost zarate de 108, și cel mai bun din pack opening a fost o Iar zabal de 110, doar că el era garantat de 110, așa că ia să vedem dacă putem să batem recordul, să zic așa, un, cu un 111 direct, ce să mai ia să vedem și nu este Viguru pe care pot să, pot să zic cu mâna pe imă că l-am mai prins o de la un pachet ăsta de la Starpes. Și da, nu-mi place cum arată deloc, nu-mi place deloc cum arată. Uite, ăsta însă care urmează e și mai bun. Între 107 și 113 ar cam fi cazul să ne dea ceva, să fiu sincer. Ia să vedem dacă, dacă este așa sau nu. Ia să vedem. Și nu avem animație pentru că este Driussi de 107, adică minimul. Uh, na, sunt tare care sunt oare șansele, gen cum poți Gen, cam care ar fi șanse să prinzi un 112 113, spre exemplu? Gen, cât 2% la 100 șanse ai să prinzi unul? Dacă nu cumva 2% la 100 șanse e prea mult, bineînțeles. Uh, în fine, hai să mergem aici la level 34, unde mai avem un alt jucător din asta între 107 și 111, care, care, sper eu, sper eu să fie și mai bun decât ce am până acum. Ce drept, mai rău nu poate să fie. Da, deci, da, mă, fie antenă, fie antenă. Francezi, Uh, cam de la Betis este uh, Fekir, Fekir de 111, let's go, uh, bun, e foarte bun, Ai adică efectiv mă, deci mă plictisim să văd jucători slabi, average. Și chiar adineori când cea în care ar fi șanse oare la jucătorii mai buni, uite că vine unul mai bun, e drept, nu 112, nu 113, dar 111, team of the season, nu este rău deloc. Hai să vedem cât costă acest fechir, doar 37 milioane sau au ieftinit mult jucătorii ăștia, dar e, e, foarte bun, e foarte bun. Față de ce am prins până acum, fechir este o gură mare de aer și mă bucur. mă bucur mai ales pentru că, na, vă dați seama, dacă tot deschid pachetele astea pe conturile abonaților, adică pe conturile voastre, Uh, bineînțeles că nu ține de mine ce prind în ele, adică dacă nu aduc niciun șcător bun, nu e vina mea, dar, dar dacă aduc iarăși oricum nu e nici norocul adică nu e... Nu mi se datorează mie neapărat, dar vreau să zic că îmi doresc măcar să prind ceva bun dacă tot deschid aceste pachete. Vorbea dacă Batu a băgat bani să ia pesuri și nu și deschide el singur ordurile, măcar dacă tot le deschide altcineva, măcar să-i aducă ceva bun sau știți cum zic. Deci, cam asta ar fi ecuația. Hai să mergem la următorul, tot așa, 107, 113. Au început să-mi placă astea, au început acum să-mi placă, dar cred că ne vom întoarce la normal, dacă pot să zic așa, ia să vedem, da? Borini, 108, care joacă acum în campionatul Turciei, așa că este un jucător complet useless, n-am ce să fac cu el și probabil nimeni dintre voi n-ar avea ce să facă. Dar, dar, uitați-vă ce avem aici, 108-113, deci, bine, Borini s-ar încadrați, pe exemplu, aici, dar dacă îmi dă cumva Borini, acum mă supăr rău, eu zic că ar fi cazul să ne mai dea un peste 110, ce spuneți, am dreptate sau nu? Eu zic că am dreptate, ia să vedem, nu, n-am dreptate, n-am deloc <laughs> dreptate, de o Otamendi de 108, doamne, doamne, da, e campion mondial, e... E veteran, e ce vrei tu, dar nu e bun, nu e ce trebuie. A 108, 108 era minimul. Uh, ia să vedem, mai avem cumva un pachetel? Da, mai avem un pachetel. Uh, nu, mai avem două chiar până la Cea Alonso, o să luăm și pe Cea Alonso, ăla. Așa că hai să profităm la maxim de aceste pachetele și să sperăm, să sperăm că vine ceva din acesta. Ce spuneți, vine sau nu vine? Hmm. Hai să vedem, hai să vedem, hai să aflăm acest răspuns. Și nu este unul de peste 110, este... Uh, mult prea înaltul Dan Burn de la Newcastle uh, care nu știam în are o carte specială dar mă bucur că are o carte specială pentru că a avut un an foarte bun cu Newcastle, dar uh, nu îmi doream să-l văd în acest pachetel cum nici în acest pachetel nu mi-l doresc să-l văd și sper să văd un jucător de peste 110 sper să văd o animație așa ca de înainte de cea Alonso, ia să vedem și nu se poate, nu se poate Icardi, Deo, Stop, deci mi-a dat toți Argentinien imposibil, dar nu ăla cel mai bun. Messi, mai me dau tamen me Cardi, dar nu e ce-mi doream eu. Uh, da, asta e, asta e. Dacă avem cumva suporte, spectatori, gata, rai, probabil Icardi este un jucător bun, dar <laughs> pentru mine, pentru noi, nu cred că este așa de bun. Și a mai rămas acum Chabi Alonso de aici, ca jucător 114 are. E bombă, de tot. Știți că am zis mai devreme că poate Socrates ar fi denlocuit la el. Cred că Chabi Alonso este înlocuitorul perfect. Hai să îl luăm și să vedem cum vine. Sunt curios dacă are animație, așa că haideți să vedem și ia uite cum vine. Are animație, este foarte bine. Spaniol, Câmă, de la Real Madrid. Este vorba, bineînțeles, de Chabi Alonso, actualul manager de la Leverkusen, care face și o treabă foarte bună acolo. Uh, car designul este fresh, rău de tot. Aproape 500 de milioane valorează acest chabi Alonso, care este și double, însă cred că îl va păstra pentru echipa lui. Cred eu, nu știu. e un scor foarte bun pe care chiar poți să-l păstrezi, dar mai dă și banii ar fi buni, dar uh, nu știu, habar n-am, o să fie decizia lui. Uh, restul, o să revenim acum restul uh, obiectelor, coin și în mare parte și anumite skill boost-uri. Uh, 12.950.000 de coins, Uh, multe training, transfer items, rank-uri și nu cred că mai avem cumva vreun jucător pe care să-l nu -l fi luat din greșeală. Uh, rest, uh, skill boost și cred că astea sunt cam toate, plus acest uh, emoji sau logo, nu știu exact ce este. Voi ce spuneți? Credeți că merită să cumperi Star Pass-ul sau nu? Uh, dacă mă întrebați pe mine, depinde de fiecare, cum uh, stă cu bugetul și așa mai departe. Clar că reward-urile sunt destul de bune per total și nu, merită din, din anumit punct de vedere, dar una peste alta nu e neapărat cea mai bună idee să bagi bani într-un joc, dar dacă asta te face pe tine fericit, bineînțeles că you can go for it. Dacă v-a plăcut episodul, eu vă aștept acolo să dați un like, să vă abonați, să share clipul cu prietenii voștri și să ne zicem vine mâine la un nou episod, atât aici cât și pe canalul mare, tot așa cu FIFA Mobile, așa că stajeana, mult content urmează, m-am dus.